La trecerea de pieton din fața școlii din Ghiroda se lucrează pentru mutarea și reamenajarea acesteia. Măsura a fost solicitată de Primăria Ghiroda pentru a spori siguranța celor mici și a tuturor pietonilor. Semaforul va fi funcțional începând de săptămâna viitoare. Atenție șoferi și pietoni! Vă rugăm să circulați cu atenție și să respectați noile marcaje și semnalizări, transmit reprezentanții Primăriei Ghiroda.